Ce să faci? Ce să faci? Permitirea pe care la coafor și să coafe salata asta, bă. Ce să zic și eu, mai umple omul un sifon, mai se duce și mai face piața? Da, să faci trei feluri de mâncare și prăjitură. De-a dreptul ridicol. Râsul bărbaților, asta am ajuns. Da. Normal. Nu ca Mitică. Mitică, ăla-i bărbat în casa lui Domnul. Ăla-i cocoș. Până cocoșul cântă, nu găina ca la mine. Băi, normal. Singura mea bucurie, singura mea plăcere în viața asta a rămas o conversație la telefon cu Mitică. Cu Mitică, bărbatul adevărat. Alo? Alo? Da. Salut, Miticuță, suntem Păstăchiță. A, salut, Păstăchiță, ce faci? Eu bine, dar tu ce faci? Citesc o carte. Ești acolo? Da. Ești pe lucra mine. Pe și, și te ține? Te prinde ca să... Ce, nu pot să mă rup de ea. Poftim? Da, s-a prins. Ce? Nu, tu ce faci? Eu bine, bine, ce să fac? Și eu citesc. Da? Citesc, da, citesc, citesc. Da. Adică, da, eu citesc aia, poezia aia, fede și știi tu. A, da, nu, cartea mea este din Biblioteca pentru Toți. Da? E ediția făcută de Wire. Da, revizuită la Caimac. De marți. Anul trecut. Da, auzi, lasă asta, dar soția ta ce mai face? A, soția mea gătește. A, gătește, normal, că am venit la bucătărie, m-am trezit, mi-am făcut un duș și am trezit soția la bucătărie, am zis, și gătește. Și acum gătește, ce drog. Minciu, m-au alții, mă rog. Cogonele. Da? Minciunele. Păi nu că și cea mea la fel. Cea mea la fel. I-am zis să nu oprim pe aici atâta timp cât citesc. Normal. Și să nu mă deranjeze, normal. Că l-ați oprit, eu picioare. O bați? Nu mă, nu, era așa o vorbă, știi? Că la mine casă eu comand. Da, păi, da. Normal, așa mi se pare. Normal. Normal. Cocoșul se gânde, nu? Asta e, s-a prins. Ce s-a prins? Criminalul. Criminalul că era căutat de mult. Și detectivul s-a luat cu ciorba, cu vorba. Da, și s-a prins de fund, de fundul la vască, erau pe ceaul, tot pe ocean. Da. Cartea ta cum e? Ba mea e foarte, foarte interesantă. Acum mai are puțin și trebuie să o scot de la cuptor. Din bibliotecă vreau să zic, da. Da, da. Și da, mi-e vreo două, trei bani și dă-mi vreo. Da? Da. Da, mea e referită de Jamie Oliver. Hai, las. Da. Auzi, mă? Auzi, dar nu-mi dai și mie cartea ta, da? Băi, mă, Costăchiță, mi se pare că am văzut o șurcă la tine prin bucătărie, prin bibliotecă. Da, te auzi? Lasă asta. Mai trebuie să... Ce? Auzi, da, nu mai bine lăsăm noi cititul ăsta și ne vedem la trei la tine la o tablă? Nu se poate. De ce? Îmi pare rău, e imposibil. Mi-e imposibil pentru că nevastă mea are treabă, spală lustre și mi-e frică să vă trezim. Ce? Dar auzi, de ce nu facem la tine? La mine e aceea situație. E fața aceea situație, da? Da. Auzi, da? Nu mai bine mergem la Tomiță. La Tomiță? Da. Nu se poate, mă, boia. De ce? Tu nu știi. Ce să zici? Măi, Tomiță nu mai e el. Poftim? Nu mai e el, e ea. Gătește, spală, calcă. Hai, lasă. Dacă zic. Hai, Tomiță, mă? Tomiță, mă. Cum e Tomiță? Tomiță, dacă zic. Hai, lasă, mă, nu-mi vine să-mi crezi. Da, ascultă-mă, pe păi înseamnă că ăsta nu mai e om. Nu. Înseamnă că ăsta e un papă lapte. Da. Înseamnă că ăsta e om. Nu, nu, stai un pic, totuși, e prietenul nostru. Dar hai să nu vorbim. De Mitică, dacă n-a avut norocul nostru, ce să-i faci? Da, auzi, Păstăchiță? Eu când mă gândesc la alții, mi se rupe sufletul de mine. De milă. Da, auzi, mie mi se pare că mă cheamă nevastă mea. Da, puiu-ți vin acum! Stai că și cum mi-mă strigă. Gata, tu și la aici, acum vin! Hai, săracul Tomiță!